Iar programul nostru matinal continuă. Vă reamintim, astăzi e luni, cel mai greu lucru a trecut deja, și anume trezirea. Emisiunea Prima Oră merge mai departe. E 9 iulie, iar de 9 iulie cu pălăria albă a venit Dana Marchitan la noi. Salut, Dana! Bună dimineața! Dana, să ne bucurăm sau să fim triști pentru tine că s-a terminat vacanța? Nu, să ne bucurăm, fiindcă eu de vacanță prea mult obosesc, dacă sincer, și am impresia chiar că după o vacanță mai mult am lucrat decât m-am odihnit. Fiindcă știi cum, călătorești mult și vezi multe locuri, undeva ca și informație, probabil că mai obosești și deja când vii acasă spui, cum a spus și copilul meu, casă dulce, casă, așa când a intrat în apartamentul nostru. Băi, da. Ca să știți, Dana a fost într-o călătorie de cât? Vreo 3 săptămâni? Da, mai mult de jumătate de lună. Am fost în 3 țări și în vreo 6 orașe diferite. Și ar dea de nerăbdare să ne prezinte și nouă câteva poze, câteva impresii din această vacanță, poze pe care le putem vedea între timp. Iată, le-am dat și full screen. Aoleu, ce arhitectură! Dana, unde sunteți aici? Acolo eram în orașul Kotor, un oraș care este foarte și foarte vechi din Muntenegru și de fapt reprezintă o perla Muntenegrului, adică o carte de vizită, golful Boca Kotor, un golf mare cu multe locuri frumoase. Aici este mănăstirea Ostrog, o mănăstire la 900... Deci noi putem să mergem și în Muntenegru în vacanță de vară, nu doar la mare în Turcia. Da, deci uite că eu atunci când m-am gândit să merg în Muntenegru, m-am gândit așa, eu trebuie să aleg dintre odihna gen all inclusive și odihna care îți arată mai multe locuri frumoase. O odihnă activă. Și anul ăsta am mers la o odihnă activă, fiindcă, bine, eu sunt un om care deja colecționează țări mări și aș vrea, bineînțeles, acest exemplu să-i arăt și copilului meu și, bineînțeles, copiilor cărora le predau la fel. Ce i-a plăcut băiatului tău cel mai mult din ceea ce ați văzut în această vacanță? Cel mai mult i-a plăcut pizza din Old City, din Muntenegru. Serios? Din Budva. Nu, asta eu așa glumesc. El i-a plăcut foarte mult natura, clar. Mi-a spus că, într-adevăr, mama, după această călătorie am revenit altul, adică altfel totul se pare deja aici. Și, de fapt, pentru asta vroiam să-i arăt eu alte locuri, alte țări și să vadă cum este și o altă mare adriatică. Și, bineînțeles, că să vezi un oraș Budva care are 3500 de ani, asta este ceva grandios, aș spune. Extraordinar. Și niște locuri, deci niște lucruri, de exemplu, care vin din secolul 1, era noastră, și deci chestii istorice legate de credință și, bineînțeles, plajele cele cu steagul albastru, adică cu cele mai curate ape. Deci toate astea, știi, adică eu am înțeles pentru mine un alt hobby în afară de multe pe care le am eu aici din țară, sunt călătoriile. Și cam la ce buget aș putea să mă orientez dacă vreau și eu așa o călătorie? În activă. Jur de 900 de euro cu siguranță. Adică, așa, se poate la 1000, așa că să fie mai ok la capitolul restaurante. Clar că este loc și de mult mai mult, clar. Întotdeauna, la nesfârșit. Dar am văzut două țări. Bineînțeles că am trecut prin România, am rămas o noapte în Serbia, am mers prin canionul Tara și mai nou, adică noi am fost cei norocoși care am mers și prin canionul râului Morača și asta cu Tara este canionul râului Tara și asta noi am fost în parcul care aparține UNESCO, adică este patrimoniu. Așa. Adică este ceva important și uite că asta te îmbogățește. Acum te ascult și nu vine să cred că o să mergem și noi cam într-o lună în vacanță. Spune, te rog, copiii cărora tu le predai, deja te-ai întâlnit cu ei, le-ai povestit cum a fost vacanța? Nu le-am povestit despre vacanță, mai mult le povestesc despre cântat. Dana Marchitan, ești și profesoară? Da, acum vara am început mai nou să lucrez la o tabără de copii la Theodance și am o experiență nouă, fiindcă dacă până acum m-am ocupat de copii a câte unul, adică unul la unul, aici sunt câte 14-16 copii în
într-o grupă, mm-hmm, și sunt diferite vârste și descoperi foarte multe lucruri interesante. E altă experiență și este să lucrezi altă cu un grup experiență de copii. Și este un alt gen de copii acum decât cei ce era în trecut și este altfel să poți să-i mânuiești și să te împaci cu ei. Cum e vara aceasta pentru tine în general? E frumoasă, fiindcă dacă, uite că aici am ajuns și în Berlin, am cântat și în Berlin, adică pentru mine, știi cum, dacă doar aș călători, ar fi fost ca și cum ceva nu mi-ajunge. Dar atunci când tu și călătorești și mai cânti, atunci este, știi, călătorești cum, în interes de serviciu, cum se da, zice. Da, 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 da. Și când vezi și descoperi ceva mai fantastic, deosebit. Of, Dana, ne-ai făcut și nouă poftă de vacanță. Ce-o fi mare, munte, nu contează. Vacanță, să fie... Să fie vacanță și să fie odihnă la maxim, relaxare și, cum a spus ghidul nostru, lăsați toate problemele acasă și dați doar pozitivul și luați tot ce aveți mai frumos din locurile care... E simplu să lăsăm totul acasă, așa cum zice ghidul. Dar ceea ce este în puterea noastră este să te invităm să ne cânți. Cu drag. Da? Hai. Doamnelor și domnilor, cu mare atenție la treaptă, o rugăm în această dimineață pe Dana Marchitan să ne interpreteze o melodie și ne bucurăm cu invidia albă pentru vacanța pe care tocmai i-a trăit.